Am chemat poliția locală. Ia să vedeți cum se pune problema. Ia uitați. Uitați-o pe doamna. O vedeți, da? Are relații la poliție. Are relații la poliție. Ia uitați cum... Dar vedeți că a fugit cu marfa. Domnul poliție, s-a fugit cu marfa, domnul. Este complice. Ia. Ia să văd. Dă-i drumul de aici, zice polițistul. Ia auziți-le pe amândouă și doamna. Domnule poliție, sunteți complici? Cum dă-i drumul, domnule poliție, sunteți complici? Sunteți complici? Deci poliția locală este complice, a lăsat cetățenii să fugă fără să-i sancționeze. Deci poliția locală, ca să ne jucăm, ia. Nu, ne filmăm. Ia. Domnule, ești complice. Domnule, ești complice. Domnule, să-l îndepărtezi? Poliția locală. Polițiștii locali i-am îndepărtat, chemăm poliția rutieră, care a lor nu se bagă, ci acești polițiști corupți. Poliția locală, poliția locală din Ploiești, corupți. Corupții României. Da. Domnul Vaida, ia uitați-i corupții, da? De cât îi îndepărtează, atât. Domnilor, legea 12, legea 61, ce faceți? Legea 155/2010, nici n-ați anunțat dispeceratul. Plecați, corupți! Sunteți corupți? Domnul polițist, ești corupt dumneata. Haideți să mă legitimez să știu și eu cine sunteți dumneavoastră. Domnul polițist. Vă rog frumos să mă lăsați. Păi da, eu vă dau... Ce treabă ai dumneata? Ia să văd. Corupții Ploieștiului, plătiți din banii publici. Polițist local nu face nimic. De față cu dumnealui amenință cetățeanul care încalcă legea, iar legea 155/2010 a polițistului local din banii publici, uitați-i cum se își desfășoară activitatea, cum se port oamenii cu cetățenii. Da? Deci de-aia anunțăm noi poliția națională. Dumnealor își fac datoria. Voi, ca polițiști local, nu vă faceți. L-ai pierdut pe colegul. L-a pierdut pe colegul. Păi știi ce faci? De unde mai iei dumneata? Sunteți corupți, asta sunteți, plătiți din banii publici. Ce circ fac, domnule? Care-i circ? Că nu vă faceți datoria? Ia, chemați-i, poliția română, ia, haideți că-s tare curios. Ce facem circ, da? Care-i circ, domnule? Vă cer socoteală, sunteți obligați pe legea 155 să luați măsuri. L-ați îndepărtat? Altceva, nu să-l țineți pe loc și să chemați poliția. A, da? Ia uite, domnule, stai, da, păi stau aici, vreau să văd cine sunteți. Eu mă legitimez, nu fug. Ia uitați-i cum fug, dragii mei, uitați-i cum fug. Ia uitați-i cum fug. Adrian. Da? Adrian îl cheamă. Un polițist local, Adrian. Da? I-am dus, au văzut, de față cu dumnealor amenințau, altul a plasat coșul și a fugit, legea 12 funcționează, legea 61 funcționează, legea 155 funcționează, dar la dumnealor, ci că facem circ, pentru că le atragem atenție. Eu am cerut în mod expres, domnule, am cerut sprijin. Ați văzut, m-a amenințat. Dumneata ce faci? M-a amenințat. Dumneata l-ai văzut? Dar ce a făcut? De față cu dumneata ești martor că m-a amenințat. Acum, de-abia acum. Ia să-i vedem noi ce... Ei vor să sancționeze cetățeanul care a sesizat, da? Da? Dragii mei cetățeni, acești polițiști locali, poliția din Ploiești, poliția locală, sunt corupți. Corupți sunt. Ia uitați-i, da? Niciodată nu au atribuții. Dar de ce sunteți plătiți? Ce faceți dumneavoastră? Ce atribuțiune aveți? Legea 155/2010, încă de la primele articole, spune clar că trebuie să intervină. Nimeni, noi trebuie să dăm ce? Să facem sesizări scrise. Doamna mereu se află în fiecare zi. Acești domni polițiști plătiți din banii publici sunt mai mulți interesați cu cetățeanul care sesizează. De față cu dumnealor nu au luat măsuri. Domnule, mă sancționați că am încălcat ceva? N-am zis nimic. Am încălcat ceva sau nu? Ia ziceți.
Sau timp de 6 luni de zile, cum spune Ghedoiu, să sancționați. Aveți 6 luni de zile să sancționați. Dreptul la exprimare prin Constituția României. Legea 218 a Poliției Naționale rezolvă problema, dar legea 155/2010, poliția locală din Ploiești, coruptă. Pentru ce sunt plătiți acești domni? Încă de la primele articole spune clar că în atribuțiunile de serviciu trebuie să se desfășoare atunci când cetățeanul anunță telefonii verbal personal sau la dispecerea sau în scris să intervină. Nu spune acolo de comercial cum sunt dumnealor împărțiți. Corupți, uitați cum sunt, nu au făcut nimic, i-au îndepărtat, parcă era un pericol public să-i îndepărteze pentru că îngredea activitatea profesională. Uitați cum fug, asta fac. Îi mai filmăm un pic și anunțăm prin serviciul 112 și o să facem și o sesizare, da? Poliția coruptă din Ploiești. Dom'le, haideți să vă dau actul ca să mă sancționați pentru că v-am tulburat activitatea de plimbare. Domnule polițist, vă dau actul de identitate să mă identificați? Sau începeți iar o răzbunare, un act de răzbunare? Păi, ce faceți? De ce nu mă sancționați? Că spuneți că eu deranjez liniștea publică. Domnule, este vorba despre libera exprimare, este vorba de a solicita dreptul. Domnule, am nevoie de sprijinul poliției locale, ce faceți? Nimic. Așa au făcut de fiecare dată acești polițiști corupți din Ploiești. Sunt corupți. Doamna secretar sau ce sunteți, președinte sau ce sunteți, ia uitați, se plimbă, da? Păi dacă mă plimb după dumnealor, pentru ce își iau banii? Domnule primar, patrulează, da? Și ce faceți în această patrulare dacă cetățeanul vine la dumneavoastră și vă sesizează ceva, ce faceți? Ia uitați cum patrulați, trotuarele sunt ocupate, de ce nu luați măsuri, de ce nu chemați poliția locală rutieră? Trotuarele sunt ocupate, cetățeni care, ia uitați pe unde mergem, pe carosabil. Pentru ce sunteți plătiți? Pentru ce vă luați banii? Sunteți corupți, da? O instituție care nu trebuie să o pătați, o instituție care apără drepturile și interesele cetățenilor, plătiți din banii publici. Sau să uită la ceas ca să vadă dacă mai are puțin, dar a plecat din program. Vă mulțumim frumos pentru sprijinul acordat, haideți să-i mai vedeți o dată la față cum arată. S-au întors. Uitați-i, domnule. Da, eu mă duc încolo, o să-i vedeți că se întorc chiar. Da? Ia, stânga împrejur. Vă ce ascultă poliția locală? Cum e de la noi până la urmă? Sprijinul. Da? Da. Am acordat sprijinul. Ce sprijin? Eu sunt de la serviciu comercial. Tu ești polițist. Da? Eu n-am decât să-l îndepărtez de acolo, am solicitat... Tu nu vorbești aberați, îi spui prostii. Nu fac decât să calomniez. Te calomniez pe dumneata? Păi și tu, domnule, dă-mă pe civil, eventual un proces verbal. Deci, uite, vă dau actul să mă legitimați. Avem datele dumneata. Ai datele? Deci știi dumneata cine sunt, da? Și dacă sunt serviciu și la poliția română și la noi, nu faci decât să calomniezi pe tot personalul. Păi nu sunteți în stare, sunteți plătiți din banii publici. Domnule, citește-ți legea 155/2010, sunteți corupți. Sunteți corupți, uitați, chemați... Vorbele care spui cu corupți. Ești corupt, dumneata. Dumneata ești corupt. Dumneata ești corupt. Dumneata ești corupt, nu ai intervenit, da? De-abia aștept. Nu mai există calomnia, s-a abrogat, stimate domn polițist local, care habar nu ai de legi. Calomnia s-a abrogat. Păi vreau pe civil cu dumneata, să vedem ce o să spui dumneata. Când nu ești în stare să desfășori activitatea profesională în legea 155, de la primele articole, dumneata, trebuie să intervii. Dragii mei, am plimbat câteva minute, lăsăm acești polițiști locali, dumneavoastră să-și desfășoare activitatea. Toate cele bune!